placă și apoi pentru un perete. În cazul în care o să aveți de făcut proiecte de consolidare, una din soluții este să se cămășească pereții, se toarnă niște lamele din beton, care sunt armate cu plase sudate. Și mai atenți, dar și nu vorbim de asta. Acum, pentru arma placa se creează, pașii sunt exact ca la armarea cu bare. Aveți un filmuleț cu armarea cu bare, procedură de ui similar, doar se folosește altă funcție. Deci se va crea o vedere de jos și prin această vedere îmi fac o secțiune, observația ca la plan de cofraj, vedere sub planșeu, da. Altfel obținem o reprezentare simetrizată. Și secționez pe sub nivelul celei mai joase grinzi, poziționez, dau escape, pun primul șir de axe. Și ca să-l poziționez pe al doilea șir, trebuie să-i spun axe automat în vedere. Să-mi iau un ax perpendicular pe direcția axelor pe care doresc să le scot. Deci dacă vreau să scot în dreapta niște axe, o să iau axul 1. Indic axul 1, fac clic aici și m-am extins în zona aceasta. Dacă nu-mi convine că le pune rotite, trebuie să intru și să schimb unghiul textului. Apoi, până aici știați, exact ca la plan de cofraj. Mai departe, în inginerie, există un al doilea modul la armare cu plase și de aici o să folosesc o armare de suprafață. Dar mai întâi trebuie să-mi definesc o plasă. Plasa asta o definesc odată la nivel de program și după aia o pot utiliza în toate proiectele. Plasele se găsesc în extras, definiții, cataloge, bare și plase. Și de aici am cataloge, pot edita catalogele cu armături, deci pot să pun și alte armături decât cele cu care vine programul, sau plase, sau alte biblioteci. Acum o să merg la plase oțel, îi spun prelucrare și am diferite denumiri care nu îmi spun nimic. 114GQ283 nu îmi spun nimic, dar am în dreapta dimensiunea plasei, deci 5 cu 2,7, 6,9 cu 2,7 sau aceasta creată de mine, pe care am creat-o editând una existentă și m-am uitat în catalogele, vă uitați la magazine de construcții pe internet și vedeți ce plase se vând. Și de acolo vă configurați o plasă, fie editând, fie dând nou. O să dau o modificare, i-am pus o denumire, suprapunere longitudinală transversală. El implicit pune suprapunerea pe două ochiuri, greutatea o calculează și îmi determină și o arie de armare, care îmi poate fi util odată pentru procent sau pentru a verifica cu ce îmi cere din calcul. Și am aici parametri ce îmi definesc plasa, în primul rând diametrele barelor și apoi distanțe, cât să-mi iasă în consolă bucățica aceasta de armătură, lungimea plasei, lățimea și aici e pasul în trei ochiuri. Bun, deci toată discuția a fost ca să ne definim o plasă. Ca să o folosim, voi intra pe funcția armare de suprafață. În partea de jos îmi aleg acoperirea cu beton și o tastez cu minus. Și desenez în plan, prin două clicuri diagonal opuse, poligonul de armare pentru plasă. Dacă fac două clicuri în diagonal și dau escape, îmi face dreptunghi. Dacă am de-a face cu o formă mai complexă, ori cu contur automat, ori merg prin puncte dacă e posibil. Am făcut poligonul, în interiorul căruia o să intre barele. Și acum trebuie să verific parametrii pe vertical. Deci am spus programului forma în plan, dar ca și cote nu știe. Fac clic pe această cotă de nivel
și indic partea inferioară și colțul de jos al plăcii. Indic apoi grosimea plăcii. O să o verific dacă nu mai știu. Instrumentele de măsurare funcționează în timpul oricărei funcții fără să o întrerup. Și faptul că pun plasa sus sau jos sau la mijloc este definită de acoperirea cu beton pe care o pot da față de sus sau față de jos. Să las așa 007. Da, ok. Și deja în partea stângă vizualizez cum se așează plasele. D1 e tipul de plasă, deci pot să-mi aleg acel model românesc, F6 la pas de 100, și pot să-mi dispun plasele fie longitudinal, deci pe latura lungă, sau transversal. Deci observați că pot să am dispuneri diferite și important e la partea de pierdere. Deci am o dispunere transversală sau pot să cer dispunerea longitudinală. Mai este un aspect de partiție decalată și dorim lucrul acesta, dacă pleacă o fisură, să nu se propage prin suprapuneri. Dacă o suprapun decalat, atunci în zona aceasta am o distribuție mai bună a suprapunerilor. Cam asta era tot ce aveam de făcut. Mai pot modifica suprapuneri suplimentari față de cum am definit plasa. Dacă sunt mulțumit de dispunere, îi dau OK. Și deja pot să vizualizez în modelul 3D plase. Sunt plasele sudate. Ele par a fi toate la același nivel, dar nu sunt. Detalierea consta în marcarea. Deci odată am mărci pe fiecare plasă și să mai marchez suprapunerea. Nu trebuie să marchez toate suprapunerile, doar una transversală și una longitudinală. Și se înțelege că așa s-a făcut peste tot. Avem marcare margini plase și atunci pot să-mi aleg un capăt de plasă, pe ce parte vin, și celălalt capăt. Și atunci s-ar înțelege ce plasă vine sus, ce plasă vine jos. La fel și pe direcția cealaltă. Deci dacă am zis că asta e deasupra, cealaltă trebuie să fie dedesubt. Și deci, desenele acestea 2D le-am pus cu funcția marcare margini plase și cotarea o fac cu funcția cotare suprapunere. Care necesită clic pe două margini și îmi pune și suprapunere. Bun, dacă am de-a face cu goluri, cum ar fi aici, sunt goluri de instalații și vreau să tai plasele, exact cum aș face la armarea cu bare, tot armarea de suprafață, pot să modific geometria de repartiție. Fac clic dreapta, modificare parametri armare de suprafață. Nu înțeleg ce mă las. Așa. Și pot să introduc golul. Deci e funcția introducere gol. Se dau acoperire cu beton golului. Introduc aici un mic gol. Mai puțin. Parcă nu mai edita. Introduc aici pe modelul 3D un gol cu 002, deci offset pe exterior. Și în zona aceasta, unde aș avea scara, fac aceeași operațiune. Voi da OK. Și acum observați că s-au făcut două decupaje prin plase. Voi da OK. Și acum e corect. Deci s-au decupat plasele, nu am. Trebuie să vă fie arătat, o să dau undo și redo.
Deci dacă înainte arăta așa și când am introdus golurile, nu mai sunt, nu mai plasa și s-au schimbat și mărcile. La fel o să faceți și cu barele. Puteți să le puneți din prima cu goluri sau ulterior. Din păcate, ulterior e în practică că ultimul e instalatorul și atunci el pune golurile cum vrea și trebuie să refacem planurile de cofraj și armările de plăci. Bun. Ca să scoatem și cantitățile, avem o funcție dedicată, legendă plasă. Cea mai relevantă e schiță tăiere plase. Ne anunță că nu e asociativ, dar nu e o problemă. Uitați cum arată. Deci din sortimentul întreg, deci plasă fi 6 la 4 de 100, cu dimensiunile întregi, 6 metri cu 2,15, am nevoie 18 bucăți. 2 bucăți pe jumate, 6 bucăți fără restul acesta, aici se dă în 2 plasa, deci e destul de clar cum o producem. Și în final îmi zice brut cât am nevoie, fiindcă eu am niște pierderi. Alternativ mai sunt cu forme fasonate un alt raport care nu mi arată așa grafic, dar îmi zice câte plase să comand. La ce ne mai poate ajuta partea de plase? V-am zis dacă e vorba de cămășuieri. Să fac aici un mic perete. Ați auzit de cămășuiri? Bun, o să o las așa. Și izolația asta echipurile o să fie... O să fie stratul de beton. Deci cămășuirea poate să fie un alt perete sau un al doilea strat de perete care să aibă o anumită textură. Deci se poate face un releveu pentru clădire existentă și apoi mai adăugăm aceste lamele din beton, cam de 10-15 cm. Se realizează și se armează cu plasă sudată. Și ce am obținut aici, față de zidăria existentă, o să realizez o cămășuire, o să pun aici și o fereastră. Deci o căsuță și vreau să-i măresc capacitatea, pot să pun pe ambele fețe cămășirea, deci să mai adaug un strat acum. Și stratul ăsta aș dori să fie intermediar și să aibă proprietăți ca și cel dinainte, deci 0,1. Și măcar în animație să mă ocup de el să arate tot abeton. L-am modificat pe unul dintre ei, preiau proprietățile și le dau și celuilalt. Deci acum am două lamele de beton ce îmi îmbracă peretele de zidării. Cum s-ar realiza armarea? O să fac un pic pe zone. Deci până dată o să mă ocup de colțul acesta, să vă arăt cum se întoarce plasa după colț. Și apoi vă arăt cum evităm golurile. Bun. O să-mi revin în modulul inginerie, în cel de-al doilea submodul numit armare cu plase. O să zic forme plase. Și o să zic formă liberă. Și o să zic tipul de plasă pe care urmează să-l folosesc, din ce catalog, lungimea plasei și în restul să-i desenez forma în plan, deci pe unde merg cu
cu plasă. Nu spun fără cârlige. Și este ca și cum aș defini o bară. Mai puțin. Că și bară. Să-i dau și acoperirea cu beton corespunzătoare. Tipul 0045. Observați ce mi-arată programul, exact ca la armături, mi-arată zonele pe care se va realiza suprapunerea plaselor. Îmi și zice împărțire poligon și pot să decid eu dacă nu-mi convine vreo lungime. Sau să dau o regulă cum să-mi facă, să împartă în segmente egale și pe cât să-mi facă suprapunerea. O să-i dau Escape. Bine, acum ar vrea să și marcheze fiecare plasă. Și voi face repartiția. Repartiția funcționează foarte bine și automat. Deci acest buton repartiție automată și ca parametru pot să distanțez plasele dacă e cazul. Dar o să-i dau doar Escape, că îmi convine cum a făcut-o. Escape. Ce valoare negativă? Păi, da, cred că le suprapune mai mult, că la distanță între plasele depărtează. Deci distanță, când nu știu la ce se referă un parametru, fac click și mi se înroșește pe poză. Și acum doar dau escape-uri și el îmi pune mărcile. Deci dau escape-uri până mă lasă în pace. Deci acum observați că plasa e întoarsă după colț. Pot să copiez plasa și în celălalt strat. Îi zic copiere. Și aici până acum ați folosit filtrul după armare cu bară, se poate face filtrul după armare cu plase. Și iau și eu un criteriu să fie același tip de plase. Și le-am pus și la interior. Desigur, o să refac secțiunea ca să mi-arate mai bine. Iar pe o zonă dintre aceasta cu o astfel de elevație, o să folosesc funcția mare de suprafață. Deci plasele funcționează exact ca și barele, numai că are niște dimensiuni înregistrate și între acele dimensiuni, cu acele dimensiuni impuse, își realizează o distribuție. Deci acum pe zona aceasta o să-i fac cu armare suprafață. O să încep aici la o suprapunere, să zic la minus 0,2. Și merg până în capăt. O să introduc golul, deci în dreptul ferestrei. Și o să mă asigur că e cota corectă. Dacă e vorba de pereți, atunci cota o să o dictez într-o vedere ortogonală, să zic aici. Ok. Mă uit cum mi-a făcut distribuția, îmi convine. Și mai am un buton decupare plase. Bine, repartiție decalată, dacă e cazul, da. Da, repartiție decalată. Și mai tăiere contur, deschis-închis. Deci dacă îl activez, mi-a decupat și în jurul golului plasa. Îi dau OK și asta e dispunerea plaselor. Și acum, inclusiv dacă mă uit, nu o să am plase pe fereastră, se opresc până în acoperirea cu beton. Și după ce realizez acesta, similar copiez sau da, copiez cu filtrul pe plase.
Acum că mi-am amintit.